Domnul Iisus spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Almiteri nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar când faci milostenie, zice Domnul, nu suna cu trâmbiță înaintea ta cum fac fățarnicii în sinagogi și în ulițe pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când faci milostenie să nu știe stânga ta ce face dreapta ta. Pentru ca milostenia ta să fie făcută în ascuns și Tatăl tău care vede în ascuns îți va răsplăti, zice Domnul. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile uliților, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata, ci tu când te rogi, intră în odăița ta, încuie ușa și roagă-te Tatălui tău care este nascuns și Tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când vă rugați să nu borborosiți aceleași vorbe, ca păgâni căroare li se pare că dacă spun o mulțime de vorbe vor fi ascultați, să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi, zice Domnul. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Amin.